După ce au plecat cu telegondola din Azuga pentru a vedea frumusețile din culmea Baiului, 12 turiști bucureșteni s-au abătut de la drum și au intrat într-o zonă împădurită și foarte accidentată. Unul dintre ei a bravat în fața prietenilor și după ce s-a cățărat într-un pom, acesta a alunecat și a căzut mai bine de 3 metri pe un rucsac, accidentându-se la coloană. Pentru că tânărul nu se mai putea mișca și nu-și mai simțea membrele inferioare, colegii acestuia au sunat la numărul unic de urgență 112. Am urcat cu telegondola, am făcut câțiva pași pe traseu și apoi într-o zonă care era în vară a alunecat pe frunze și a căzut pe partea de la coloană. Dar a căzut cu spatele și atunci durerea a fost accentuată, ne-am gândit că ar fi mai bine să nu-l mai mutăm. Am sunat la 112, ne-au zis să nu-l mutăm de acolo. El a început să țipe că-l doare spatele și nu mai poate să se miște, a început să râdem că n-avea cum de la așa o distanță să se lovească. Doar bazinul, mâinile, picioarele le simțim? În spate, deasupra fundului, mă doare foarte tare. Da, da. Cum ați căzut? Pe spate? Pe spate și aveam și o sticlă într-un gustan de stamai. Erați cu rucsacul în spate? Da. Salvatorii și jandarmii montani din Azuga au intervenit la fața locului și l-au transportat pe tânăr la baza muntelui, de unde a fost preluat de o ambulanță și a ajuns la spitalul din Azuga cu multiple traumatisme la torace. Pentru că traumatismul de la coloană era grav, medicii au hotărât să-l trimită pe tânăr la spitalul de urgență din Ploiești. Din declarațiile dânsului, a căzut dintr-un copac de la aproximativ 2 metri. În momentul căderii avea un rucsac în spate și un bidon de apă și în momentul când a căzut pe spate, căzând pe acel bidon. Momentan este în stare stabilă, e posibil să aibă o fractură de coloană. Noi acum plecăm din vârf cu el, l-am imobilizat și coborâm cu el. Cam în 10-20 de minute, că trebuie să mergem foarte încet cu el. Salvatorii montani spun că turiștii nu aveau ce să caute în acea zonă accidentată și atrag atenția turiștilor amatori de trasee greu accesibile să evite deplasarea în aceste zone, mai ales că vremea s-a răcit semnificativ în ultimele ore.